Piesa numărul 2, cum se numește? Johnny Be Good. Johnny Be Good. Și ce spune la refren? Go? Go, Johnny, go. Johnny, go. Ce înseamnă chestia asta? Go, Johnny, go. Bagă mare. Asta e. No, 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 Casian, fii atent aici. În traducere românească, go, Johnny, go e du-te, mă, băiatule. Pot să mai cânt multe, eu știu 300 și no, ceva no, de melodii. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Eu nu mă grăbesc nicăieri. Nu mai am negativ, dar pot să vă cânt orice ceva, piesă. Ceva de la Carla. De la Carla, sigur că da. Așa, Carla. Da, mă scuz că întreb, dar ce vrea să zică melodia mai minți cu vorbe? Adică poți să minți și cu altceva, nu numai cu vorbe, oare cu SMS-uri, cu scrisori, cu ce mai poate minți? Poți să minți cu fața. Da, poți să minți cu privirile, de exemplu, sau nu. Priviri mincinoase, da. Priviri mincinoase, da. În prim plan, vă rog, uite, uite, am un zâmbet, da? Ce spune fața mea? Că mi-ai plăcut, nu? Da. E, te-am mințit. Se pot. Fanul ăsta e în stare să te taie cu zâmbetul pe buze. Eu mai întâi de toate am fost instructor de dans și este un domeniu în care, da, mă descurc mai bine decât... S-a văzut la rock and roll, ai mișcare născută. Da. Veniți aici. Delia, du-te acolo! Reprezintă juriu cu dragoste. Îmi cer scuze, Casian, Del Mar, pentru camere, mișcări de? Gizomba. Gizomba. Și un, doi, trei, Are o horă. Se poate să lăsăm puțin în jos? Să mă las în jos? Da. Lasă-te, Delia. Mă las. Aha, bun. Se numește Saida de Mujer. Saida de Mujer. Si. Eu am prezentat ani de zile emisiuni de dans, dar așa ceva n-am văzut. Asta e Kizomba, tat. Păi și el tot așa. E înțepenită de Delia, dar altfel el s-a mișcat. O să spun un nou cu părere de rău cumva, pentru că sunt fost totuși un ritm și o atitudine, o carismă mai serioasă, nu știu cum să spun altfel. Știi? Spusivă, nu știu prea multă rusă, dar... Пожалуйста, не за что. Cum pete mică. Da, draga mea. Efectiv, eu spun că răspunsul meu e da. Să rămână, mulțumesc mult! N-ai cum, e mult prea nevinovat de cuvântul meu, că uite-te. Pentru felul tău nebun, pentru felul tău propriu de a te comporta pe scenă, ai un da. Pentru voce și ritm, din păcate, din partea mea, ai un nu. Din păcate, răspunsul meu pentru tine astăzi seara este... Domnul Bonică, sunt un mare fan, vă știu toate melodiile și pe toate le simt atât de adânc. Pot să zic că gândim la fel în ceea ce privește. Când mi-a zis că știa și piesele de Tatălui Ștefan, am regretat brusc că nu a cântat una. Sorodica, rodica, și nu prea știu nimica, mare star voi fi, mă voi îmbogăți. Beso para todos. Beso, beso. Beso para ti. Hasta luego. Hasta mañana. Am făcut frumos dansul, a plăcut. Cum? Dansul cu Delia. Mi-ai lansat cu Delia? Da. Da. Asta e o promovare bună. Pentru cine? Pentru mine ca și instructor de dans. A fost un moment de aur, da? Mai venit. Reggaeton, style, Beach Boy. Nu mă gândeam că sunt un băiat așa de șarmant, cum a spus Delia. E o surpriză pentru mine. Chiar când a ieșit din backstage, mi-a făcut cu ochiul și a zis frumușelule.